toată săptămâna trecută s-a ocupat domnul Pleșoianu să ne arate declarații din trecut ale domnului Rareș Bogdan, în care Chioveși era rea, dar rea de tot. În schimb, a apărut în sfârșit declarația de interese a domnului Rareș Bogdan, care vine să confirme un lucru pe care l-am zis aici la Descoperiți încă din luna septembrie. Dădeam faptul că o firmă în care fusese Rareș Bogdan a avut contracte cu Hidroelectrica. E, bun. Acum, domnul Rareș Bogdan, într-un interviu pentru DC News, a negat, a spus că a ieșit din firma Trend Communications SRL. Acum însă vine declarația de interese, unde pe 26 martie 2019 declară foarte clar că este asociat cu 30% în această firmă Trend Communications SRL. Pe următoarea pagină a declarației de interese, confirmă ceea ce noi spuneam, respectiv că această firmă are contracte cu statul și în prezent. Și declară aici un contract cu Societatea de Distribuție Energie Electrică a Transilvania Nord-SA, cu municipiul Cluj-Napoca, cu primăria domnului Boc, cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Uitați, acest ultim contract mie personal mi-a scăpat. În schimb, în timp ce noi vom vorbi, de fapt vă spun eu doar așa, sunt din 2006 și până în prezent, în fiecare an are contracte cu statul această firmă a lui Rareș Bogdan, ba cu Hidroelectrica, cu compania de apă Someș, cu primăria, cu Transgazul, unde angajat este și fratele doamnei Chioveși și fostul soț, cu Agenția de Dezvoltare Regională, cu CSA-ul a avut niște contracte, a dezvăluit grupul de investigații politice, adică Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, când, știți, îi acuza domnule Dan Constantin, îi acuza pe cei de la ASF că sunt niște hoți. Bun, această, hai să spunem, de separare completă între moralitatea comentatorului, ziaristului, care a fost Bogdan, și activitatea din spatele omului de afaceri, Rareș Bogdan, este o discrepanță extraordinară. Pentru că el era unul dintre aia care urlau împotriva celor care fac afaceri cu statul. Iar afacerile lui erau cu statul. Sigur că a face afacere cu statul nu este și un cu lucru, politicieni, un lucru marketing rău. Politic. Știți? Dar că avea cu el, domnul Bușoi. În momentul când ai contracte în zona media, că nu făcea acolo să le transfere utilaje la Hidroelectrica, făcea monitorizări de presă, campanii și de PR. Combaterea știrilor negative, că am citat din acel... Exact. Deci le dădea soluții, nu știu cum i-a ajutat, dar mă rog. Asta păi, e fix în perioada problemă. Cu contractele cu băieții deștepți. Da, el adică pleda, le făcea el strategia cum să combată știrile din presă despre băieții deștepți, nu? Da, i-a ajutat foarte mult pentru că i-a băgat în insolvență. Adică păi nu, atunci. Insolvența a fost bună. Aia a fost bună, adică i-a dus până în pragul ăsta, pentru că, de fapt, erau într-o zonă financiară foarte proastă. Dar diferența asta, știi cum arghezii aveau, una scriem, alta fumăm. Știi, cam asta face și Rareș Bogdan, dar a dus-o pe culme așa de... da, de lipsă de moralitate și de deontologie, într-un fel, care, sigur, este în suferință în multe zone, dar aici, în momentul când vrei să pari un arhanghel al dreptății, să o sprijin pe Codruța cu niște, cum să zic, emisiuni în zona istericoidă, așa, cu urlete, cu jigniri uluitoare împotriva altor instituții ale statului, e ceva care nu merge. Și după aia, pac, te trezește domnul Iohannis și spune că ești number one. Deci, vă dați seama aici, probabil vom mai avea surprize legate de traiectoria asta politică, să vedem până unde se va duce și ce succes va avea.
inclusiv partidul care l-a luat și l-a pus ca steaua în frunte. Vedem că nu are nimeni nicio problemă, domnule Abraham. Sigur, este un fariseu, ca să mă exprim simplificat. Și un compatriotism, îmi permit să spun, după părerea mea, la un moment dat, searbăt, care a degenerat cu, exact cum spunea domnul Constantin, cu urlete, cu țipăte, cu jugniri, cu adresări vulgare la limita extremă. Deci, din această perspectivă, pentru mine nu este o surpriză ce s-a întâmplat acolo. Și încă nu știm totul. Nu știu, declarația de avere, probabil încă n-a făcut-o, numai declarația. A făcut-o și declarația de avere. Da, dar probabil nu sunt lucruri importante, nu? Are afaceri și în rest. Vă întreb așa, nu am nicio problemă. N-am nicio problemă din perspectiva asta. Vă întreb doar, la realitate, cât a spus că a câștigat domnia sa în anul trecut, dacă așa a declarat? În jur de 6.000 de euro pe lună, cam așa ieșea. E clar, o unitate care este în insolvență de nu știu cât.